doamnelor și domnilor, se intonează imnul național al României. Pentru ca să primească cu milostivire în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic această mulțumire și rugăciunea noastră. Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră a nevrednicilor robilor săi pe care o aducem cu inimă smerită pentru binefacerile primite de la dânsul, ci să-i fie bine primită ca tămâia cea bine mirositoare. Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru ca să audă și acum. Loc, repaus. Urmează alocuțiunile privind semnificația evenimentului. Doamnelor și domnilor, adresăm rugămintea domnului Andrei Carabelea, primarul municipiului Piatra Neamț, să ia cuvântul. Distinse oficialități, stimați comandanți, onorate cadre militare, dragi veterani de război, preacucernici părinți, dragi români. În fiecare an, de 1 decembrie, trăim o emoție specială și cred că se datorează faptului că de ziua națională, inimile românilor vibrează pe aceeași frecvență. Trăim mai puternic fiecare clipă, simțim altfel versurile imnului. Privim cu mai multă mândrie tricolorul. Alături de structurile militare ale Ministerului Apărării Naționale, în cadrul ceremoniei militare, drapelul de luptă a fost decorat de președintele României cu Ordinul Virtutea Militară în grad de cavaler, cu un semn de război pentru militari. Defilarea continuă cu detașamentul aparținând Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț, sub comanda locotenent colonelului Silviu Andrei Mălinescu, urmat de drapelul de luptă al unității și plutonul cu militari, comandat de capitan Mihai Afloare. Urmează detașamentul aparținând Inspectoratului pentru Situații de Urgență Petrodava al județului Neamț, sub comanda maiorului Vasile Varganici, din cadrul Centrului Operațional, urmat de drapelul de luptă al unității și cu plutoanele cu militari astfel. Plutonul cu subofițeri și soldați din cadrul detașamentului de pompieri Piatra Neamț, comandat de plutonel ajutant Elena Maria Dănilă. Plutonul cu militari și soldați din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Neamț, comandat de capitan Ionuț Afloare. Defilarea detașamentelor se încheie cu structura aparținând Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, sub comanda comisarului șef de poliție, Mihai Bistricianu, un puternicit șef serviciu ordine publică din cadrul inspectoratului. Doamnelor și domnilor, urmează defilarea tehnicii militare și autospecialelor. Defilarea este deschisă de grupul de tehnică militară. Și transportor anfibiu blindat TAP-77, destinat pentru luptă și transportul grupei de infanterie.
Urmează defilarea autospecială la marginea inspectoratului de jandarmi județean Neamț, următoarea opunere. Autospecială de intervenție Opel Vivaro. Și autospecială de intervenție Dacia Duster. Defilarea continuă cu autospecialele din dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț cu următoarea compunere. Autospecială de stins incendii cu apă și spumă destinată intervenției la stingerea incendiilor în mediul urban. Autospecială de primă intervenție, stingerea incendiilor și în cazul producerii unor dezastre sau calamități naturale. Autospecială pirotehnică APIRO, destinată intervențiilor în situații de urgență generate de asanarea teritoriului, de munițiile rămase neexplodate din conflictele armate, de distrugerea podurilor de gheață, stâncilor sau alte elemente ce pot bloca căile de comunicație. Și ambulanța tip B2, destinată intervenției de urgență și transportul medical asistat al pacienților. Urmează defilarea autospecialelor aparținând Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Autospecială pentru intervenție marca Mercedes Vito și autolaborator rutier marca Ford Transit. Acum defilează autospecialele aparținând Direcției Regionale de Informații Moldova Nord. Ceremonia militară se încheie cu defilarea autospecialelor aparținând Poliției Locale Piatra Neamț, respectiv Serviciului Siguranță Rutieră, Compartimentului Protecția Mediului din cadrul Serviciului Control Urban și autospecială din dotarea patrulei de intervenție. La mulți ani în România, cele mai importante zile sunt cele care ne aduc împreună. Astăzi suntem cu toții aici pentru a sărbători Ziua Națională cu mândrie și transmit un la mulți ani tuturor românilor de pretutindeni. Fiecare popor își alege momentul cel mai... Doamnelor și domnilor, o invit pe scenă pe doamna Carmen Elena Anastasă, managerul Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculariei Neamț. Momentul sublim al istoriei sale. La mulți ani, Pietren, la mulți ani, Nemțeni, la mulți ani, Român. La mulți ani... Este o onoare pentru mine să trăiesc această zi națională în acest cadru oferit de avansarea în grad. Vine după un moment emoționant trăit ieri la Palatul Cotroceni, prezența domnului președinte al României. Este o onoare pentru mine această avansare și se suprapune practic peste emoția acestei zile naționale, sentimentul fiind unul foarte, foarte intens de împlinire, de satisfacție profesională. Un moment care, să spunem, nu a fost planificat, ci a venit pur și simplu ca urmare a propunerilor făcute de comanda Inspectoratului General și țin să le mulțumesc pe această cale pentru această formă de apreciere.